Parohia Hilișeu-Crișan a fost construită în anul 1802, pe cheltuiala boierului Vasile Curt. Stăpânul de atunci, de fapt ținuturile de până la Dorohoi, aparțineau marii familii boierești. Adormirea Maicii Domnului, parte a patrimoniului național, unește în trupul ei catolicismul și ortodoxia. Intrarea în curtea bisericii se face pe un drum îngust, prin partea de miază noapte. Curtea, împrejmuită cu gard de ostrețe, desemnează un teren pe care au fost plantați arbori. Intrarea se face prin partea de miază zi. Corpul bisericii este format din bârne de lemn pe fundație și soclu de piatră. Acoperișul în șarpantă, coama țuguiată, cu poalele streașinei prelungite în afară, pentru apărarea pereților. Pridvorul este lucrat din bârne de stejar. Aici apar figuri fantastice, sculptate deasupra ușii de la intrare. Sub o serie de sculpturi florale, 5 rozete de ornament, făcute de meșterul respectiv. Inscripția 1802, mai 21. Pronaosul se desface printr-o serie de stâlpi de stejar care susțin bolta. În partea de miază noapte se află mormântul ctitorului. În naos se află amvonul, sculptat și ornamentat cu icoane. Totodată, în interior se găsește jilțul boieresc din lemn masiv, alături de amvonul sculptat cu măiestrie în lemn, protejat de un vultur. Catapeteasma, model al măiestriei artei lemnului, este formată din 7 rânduri de icoane. Acestea sunt încadrate în coloane cilindrice, cu baza și capitelul profilate, având sculpturi poleite cu aur, vegetale, ramuri, frunze, strugurei. Icoanele Sfinților sunt pictate în stil bizantin. Strana Maicii Domnului, cu icoana de argint, are în partea inferioară inscripția. Această sfântă icoană s-a făcut de robii lui Dumnezeu, Alexandru, Anica și fiul lor George, familia Curt, anul 1854, martie 11 zile. Iar în partea de sus putem citi Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Altarul,
despărțit de naos prin catapeteasma din lemn de tei, are formă semicirculară. În curte, la răsărit de biserică, se află clopotnița, a cărei ridicare, anul 1832, se datorează Anei Curt, născută Berneasca. Legenda locului șoptește că fiul boierului Vasile ar fi făcut acestea din iubire pentru o femeie, nimeni alta decât soția Ana, având origini bistrițene. Legenda instituie următoarea simbolistică. Biserica ortodoxă era reprezentată de Alecu, Ana Curt, romano-catolică, era zidul și clopotniță. Alecu devenise inima Anei. Cei doi soți au fost îngropați în curtea bisericii. În rând cu clopotnița, întâlnim un monument având caracter religios. Pe un soclu de piatră se păstrează chipul Mântuitorului, între doi îngeri, în dreapta și în stânga, pe coama zidurilor. Chipurile apostolilor, figuri sculptate în piatră. În genul monumentelor similare din Apus, Biserica Adormirea Maicii Domnului poartă caracteristicile artei romanice. Din toată incinta conacului, dărâmat de comuniști, nu mai există decât ruinele unei fântâni, ca semn plin de tristețe al unei lumi apuse.